Mircea Diaconu a demisionat din funcția de ministru al culturii și tuturor, după cum știți. Și Partidul Național Liberal a propus, premierul Ponta a acceptat propunerea senatorului Cîmpu Cașăchi pentru a prelua conducerea Ministerului Culturii. Domnul președinte Traian Băsescu, sesizat în baza prevederilor constituționale de către Victor Ponta pentru săvârșirea formalității și ceremoniei de investire a noului ministru, i-a solicitat în prescrisoare primului ministru, prescrisoare din 21 iunie anul curent, să-i transmită până la data depunerii jurământului de investitură o declarație pe propriul răspundere a ministrului desemnat, domnul Cîmpu Cașăchi, care să ateste că teza sa de doctorat și celelalte opere științifice nu constituie plagiat. Punctul 1. Cum ați văzut, Cîmpu Cașăchi, de totală bună credință și într-o totul sigur că lucrările sale științifice, inclusiv teza de doctorat, nu stau în niciun fel, nici măcar sub cea mai mică suspiciune de plagiat, a fost dispus să dea și a și dat o asemenea declarație pe care era dispus să o înainteze și președintele României. Din punct de vedere politic însă, am intervenit și fac următoarea precizare. Președintele României are niște atribuții, niște obligații foarte clar definite în Constituția acestei țări. Nicăieri, în Constituție sau în altă lege a României, nu-i se dă președintelui dreptul sau prerogativa de a solicita asemenea declarații. Evident că atitudinea președintelui este una în afara legii. Evident că atitudinea președintelui este una care ne arată că în mintea domniei sale continuă să stea faptul că este liderul absolut al unei republici bananiere. Evident că această solicitare scrisă, repet, nu o vorbă aruncată în glumă, reflectă limpede dorința președintelui de a jigni, de a umili partidele, oamenii politici, guvernul actual. Președintele nu va primi nici de la Cîmpu Cașăchi, nici de la Victor Ponta, nici de la nimeni în asemenea declarație. Pentru că nu are dreptul la ea și pentru că, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, pentru că e vorba de ministru liberal, îi spun foarte limpede lui Traian Băsescu, a trecut vremea în care își putea permite să-și bată joc de Partidul Național Liberal, cel puțin. Președintele nu va primi o asemenea hârtie și la data pe care a stabilit-o domnia sa, adică luni, 25 iunie, ora 19, îl va investi în funcție de Cîmpu Cașăchi. Noi am abordat întotdeauna relațiile politice într-o democrație în termeni de civilizație politică, în termeni de asociere umană. Președintele, care de altfel este calificat în mod de ori de comentatori înamorați definitiv de alt tip de relații între masculul alfa, înțelege altceva. Pentru noi, președintele țării nu e capul unei haite de animale, ci este, trebuie să fie, va învăța să fie sau nu va mai fi președinte, un lider civilizat, democratic, un cadru civilizat, cu oameni și cu animale și democratic. Dacă totuși îi plac raporturile de forță, nepotrivite în democrație, atunci îi spun și vă spun clar. Nu va primi nicio hârtie și luni, 25 iunie, la ora 19, îl va investi pe Cîmpu Cașăchi. Vă asigur că o va face. Fără să trâcnească. Fără să mai încerce să-și mai bată joc de oameni care urmează să fie miniștri în România,
de oameni care au în spatele lor un vot al electoratului, de oameni care reprezintă instituții legitime și prestigioase ale democrației. Eu nu accept din partea lui Traian Băsescu ceea ce alții, din nefericire, au acceptat. Traian Băsescu a ajuns să facă din România o țară aproape bananieră sub aspectul raporturilor între instituțiile statului din cauza repetatelor ezitări, cedări și chiar lașități ale multora dintre oamenii politici din România, unii dintre ei chiar adversarii săi politici. Nici eu, nici Victor Ponta, după cum vedeți, nu suntem dispuși să-i mai permitem președintelui înjosirea vieții politice, de fapt, înjosirea unor oameni care nu au altă vină decât că fac politică, înjosirea unor oameni a căror bună credință, cum este cazul lui Puiu Cașetii, este fără niciun fel de îndoială. Dacă Traian Băsescu nu semnează luni, în conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu prevederile constituționale, investirea lui Puiu Cașetii, voi cere imediat Partidului Național Liberal, parlamentarilor Partidului Național Liberal, inițierea procedurii de suspendare. Nu va fi nevoie. Pentru că Traian Băsescu se comportă, într-adevăr, precum șeful unei cai. Și nu știe decât de frică. Lui Traian Băsescu e frică și va semna numirea lui Puiu Cașetii. Pare rău că trebuie să vorbesc în astfel de termeni. Politica se face, repet, cu oameni mult fiari. Dar cel care până acum, în cele două mandate ale sale, și de fapt, în toată activitatea sa politică, a înțeles astfel raporturile din scena democratică, înțelege această limbă. Și pe această limbă îi spun, Traian Băsescu, președinte al României, achită-te de obligațiile constituționale. Semnează numirea unui om împotriva căruia nu există niciun motiv legal ca să nu fie investit ministru, sau vei pleca. Asta este o chestiune punctuală și vă dau întâlnire luni, 25 iunie, la vreo oră, așa, după ora 19. Când Puiu Cașetii va fi investit, fără niciun fel de declarație în fața lui Băsescu, declarație care se adaugă la lege, va fi investit ministrul al Culturii și Culturilor, în guvernul Victor Ponta. I-am comunicat premierului punctul de vedere, acest punct de vedere al meu, ca președinte al Partidului Național Liberal. Premierul consideră că este un punct de vedere îndreptățit legal, politic și moral și se situează pe aceeași poziție, lucru pentru care îi mulțumesc. În al doilea rând, o chestiune de ordin general. Asistăm de ceva vreme, de fapt, de la investirea, de la scurtă vreme, de la investirea guvernului Ponta, la un război pe care președintele continuă să-l genereze, să-l alimenteze, să-l cerce, să-l susțină, împotriva unui guvern legitim, împotriva semnificației politice majore pe care rezultatul alegerilor locale a arătat-o, împotriva actualei majorități parlamentare. Toate aceste lucruri, evident că nu fac bine României. România, din diverse motive, are un recul major de imagine în plan internațional. În momentul în care, tocmai în momentul în care, România are nevoie din motive economice, în plină criză economică, de prestigiu, de imagine de seriozitate, de imagine de stabilitate, trebuie să sugerează contrariu. Este obligația noastră, a celorlalți, oameni care facem politică și în conformitate cu funcțiile și pozițiile noastre avem răspundere în România, să punem capăt acest război, acestui război.
pune capăt acestui război prin cedarea și supunerea la pretențiile penibile, neconstituționale și nedemocratice, bananiere ale lui Traian Băsescu. La Consiliul European de la Bruxelles va merge primul ministru însoțit de ministrul de externe și ministrul afacerilor europene, așa cum a decis guvernul și așa cum guvernul a fost mandatat de Parlamentul României, investirea miniștrilor care trebuie să ocupe portofoliile celor demisionați sau acolo unde în cazul educației încetează interimatul, se va face în conformitate strictă cu Constituția și legile României, cu hachițele și manifestările tulburate de mascul alfa ale unui individ care ocupă funcția de președinte al României, și niciun centimetru dincolo de aceste reguli stabilit de Constituția României, Traian Băsescu nu își va mai face de cap. Le cer tuturor colegilor noștri din Uniunea Social Liberală, tuturor militanților și responsabililor politici din toate partidele care compun această Uniune, să înțeleagă că, în ciuda sezonului estival, nu intrăm în vacanță. Să înțeleagă că avem obligația dată de alegători de a pune capăt în mijloace democratice aberațiilor și abuzurilor a ceea ce s-a numit și că există sub numele de regimul Băsescu. Le cer să fie solidari, le cer să fie hotărâți, le cer să fie determinați. Le cer de asemenea, pot să o fac, în calitate de om politic, de președinte al unui partid parlamentar și aflat la guvernare, le cer cu respect și cu hotărâre tuturor celor care activează în structuri ale statului român, aflate direct sau indirect sub coordonarea președintelui României, să-și facă datoria în conformitate cu legea. Asta le cer, nimic mai mult, nimic mai puțin. Le cer ca lider politic, le cer în calitate de cetățean. Să-și facă datoria și numai datoria în raport cu legea. Și să nu uite nici o secundă că ei toți, că sunt în servicii speciale, că sunt în sistemul judiciar, că sunt în alte organisme ale statului român, au obligația de a lucra pentru statul român și nu pentru o persoană sau altă. Asta am dorit să spun foarte clar. Asta cred că trebuie să o știe și Traian Băsescu, și coloneii săi, ăștia de presă, vorbesc. Și încă o dată o spun, am toată înțelegerea pentru buna credință cu care colegul meu Puiu Pașechi, un om pe care îndrăznesc să o calific fără ezitare, un om de mare calitate politică, morală, intelectuală, a avut să dea curs cu zâmbetul pe buze, cum spunea domnia sa, acestei cereri a lui Traian Băsescu. Ei bine, nu putem să mai rămânem în astfel de raporturi politicoase cu un om care de ani de zile practică șantajul, practică încercarea de unire a tuturor oamenilor cu care are de-a face, că sunt oameni politici sau nu, și mai ales nu putem să mai acceptăm sub nicio formă niciun centimetru de încălcare sau ieșire în afara Constituției. Am rugat încă o dată toți specialiștii, juriștii în primul rând, dar și oameni politici din Partidul Național Liberal și din Uniunea Social Liberală, să facă inventarul faptelor, atitudinilor, declarațiilor anticonstituționale, neconstituționale, extraconstituționale, cum vreți să le spuneți, ale președintelui Traian Băsescu. Gata, s-a terminat. Deci, nicio declarație, evident că Puiu Pașechi n-a plagiat niciodată, evident că Puiu Pașechi este gata să-și pună toate lucrările științifice la dispoziția oricărei comisii de analiză, Traian Băsescu nu va primi ceea ce nu este îndreptățit să primească de nicio lege și
îl va numi pe puiul Hașerului ca notar, exact ca notarul, luni 25 iunie la ora 19. Vă mulțumesc dacă sunt întrebări, vă rog. Două întrebări, dacă prin decizia Curții Constituționale din 2008, este decizia numărul 98, președintele României are dreptul să refuze o singură dată, motivat, numirea unui ministru. În consecință, cum argumentați noastră că trebuie să se numeze ca primar? Spuneți, nominalizarea domnului Curcașilor. Ați citat exact și vă sunt recunoscător. Are dreptul să refuze o singură dată, motivat, numirea unui ministru. Se refuză. Motivat, numirea lui Curcașul. Nu spune Curtea Constituțională că are voie să ceară, sau că are dreptul să ceară, oricui este propus ministru, declarație că n-a plagiat, declarație că n-a vândut blugi în anii 80, declarație că n-a vândut țigări în anii 80, declarație că nu face practic de droguri, știu și eu ce declarație. Că nu bea, că nu fumează. Da? Să respingă motivat, dacă are motiv, că Curcașul nu s-a plăcinat cineva. În baza acelei decizii, premierul... Și notarul, apropo, nu vreau să înțelegem cu asta cu notarul. Notarul este, în esență, cel care confirmă, garantează și consfințește legalitatea unor acte. Deci, și notarul nu semnează automat. Și notarul poate să nu semneze dacă există niște motive întemeiate care fac actul respectiv ilegal sau insuficient acoperit legal. De asta am spus ca notar, nu ca să scad din prestanța domnului Băsescu, pentru că n-are nici măcar prestanță de notar. Potrivit aceleași decizii a Curții Constituționale, premierul nu are dreptul să cenzureze motivele președintelui, pentru care nu ar admite acea nominalizare. Consecință, cum a fost noastră să spuneți aceste motive invocate de președintele Traian Băsescu nu sunt justificate și, în consecință, nu are dreptul să le cunoaște vreun motiv invocat de președintele Băsescu ca să nu numească pe Curcașul? Eu nu. În momentul în care va anunța un astfel de motiv, o să ne pronunțăm. Dar eu vă spun că nu va anunța un astfel de motiv și va numi pe Curcașul. Cât a fost de să declanșați procedura de suspendare pentru că încă nu se neagă numirea domnului Curcașului? Nu. Pentru că intrați în vacanță ca la unul. Nu intrăm. Avem. Vă rog. Avem. Sesiunea extraordinară nu se poate face pentru suspendarea președintelui. Noi avem dreptul să intrăm în vacanță. Nu suntem obligați să intrăm în vacanță. Păi asta înseamnă că suspendarea extraordinară. Sesiunea extraordinară nu are rost să ne gândim. Haideți să discutăm acum ce se întâmplă dacă Traian Băsescu e suspendat, ce se întâmplă dacă la referendum de demitere demis, ce se întâmplă dacă la alegerile parlamentare câștigați dumneavoastră, sunteți președinte, și ce se întâmplă în primul an de mandat la dumneavoastră. Nu. Eu v-am spus care este poziția noastră, ce facem noi în raport cu această situație și noi să le discutăm. Nu mai pot. Domnule președinte, majestății de toate vei, ați spus la un moment dat că deja juriștii și de la dumneavoastră și de la PSD stări motive, încălcări ale Constituției, vorbiți despre perioada de după instalarea guvernului Ponta sau vorbiți despre tot mandatul președintelui? Vorbesc de mandatul... Vine minte cazul Monica Nicolae. Vorbesc de mandatul în curs al președintelui. Cazul Monica Nicolae a fost, de asta spun, aparține unor vremuri care nu se mai întorc. Nu mai există pentru Traian Băsescu, nici pentru Partidul Național Liberal. Nu mai comentez decizia asta a curții, care este foarte criticabil, foarte comentabil. Dacă președintele are motive, motive de legalitate, numai astfel de motive poate să aibă. Pentru că nu poate spune, nu îl investesc ministrul pe cel pe care mi l-a propus premierul, pentru că are ochii albaștri și eu prefer să aibă ochii căprui, caută unul cu ochii căprui. Nu îl investesc pentru că e bărbat și eu vreau femeie. Nu. Sunt motive legale și sunt puține motive. Adică, președintele poate veni, ca notarul, să spună, nu poate fi investit domnul Tian, din cauza că, iată, are o condamnare cu suspendarea drepturilor civile. Doamne ferește. Dau niște exemple, nu înțelegeți. Asta poate să facă.
rezoluția curții cum că poate respinge, dar o singură dată, cu temei. Păi ce se întâmplă dacă a doua oară un premier propune pe cineva care legal nu are să fie ministru? Păi președintele are dreptul și obligația din nou să spună, nu, nu se poate. Deci nu mai comentez decizia aia curții. A fost o bătaie de joc. Atunci, un om politic, Norica Nicolae, de mare valoare, un om politic serios, un om politic care nu s-a putut reproșa nimic, a fost înjosită, a fost umilită de către Traian Băsescu și încă o dată îi spun, asta nu se mai poate întâmpla acum cu nimeni din Partidul Național Liberal, nici cu Norica Nicolae, nici cu Pașet, nici cu cine dorește domnia asta. Domnule președinte, fără să pun absolut niciun moment la părere, cariera și mai ales de profesor de istorie al domnului Hașovic, dacă președintele Traian Băsescu are totuși anumite informații, dumneavoastră și premierul Ponta, știu că de obicei la numirile de miniștri se face o oarecare verificare a mapei profesionale, așa cum se zice. În acest moment există o astfel de verificare, am înmulțită câtă vreme a apărut această suspiciune ca urmare a scrisului președintelui. Se face o verificare în ceea ce se privește pe domnul Hașovic? Noi nu suntem nici serviciu de informații, nici parchet, nici altceva. Din punct de vedere politic și constituțional, orice om care poate fi și este parlamentar, poate fi și ministru. Asta e clar. Dacă domnul Băsescu deține informații, domnul Băsescu deține și mă tem, nu afirm acest lucru, că deține ilegal chiar anumite informații. Faptul că în repetate rânduri a făcut aluzii sau chiar trimite directe la dosare penale în curs, al căror conținut l-ar cunoaște, a sugerat cel puțin lucrul ăsta în repetate rânduri și în diverse cazuri. Inclusiv în cazul Năstase, că tot a discutat foarte mult. Dacă, iată, am văzut în cazul așa numitului, nu mă pronunț eu, plagiat Ponta, am văzut limpede cum a transmis mesaje în formă de șantaj, da? Că are niște informații, nu știu ce informații are. Dacă are cel mai mic temei de natură legală să nu-l investească pe Cuiu Cașopi, îl va produce. Dacă există un asemenea temei, evident că îl vom accepta. Nu are cum să existe așa ceva și de aceea nu va face produce. Și îl va semna pe Cuiu Cașopi și nu va investi masculul alfa cu codița ușoară pe picioare. Dacă nu se va investi în președinte, ce se va întâmpla? Aveți o altă nominalizare? Nu. Dacă nu va investi, avem, din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, cel puțin, inițierea procedurilor de suspendare. Domnule președinte, am și o curiozitate. Vă rog. Care... Dacă este decentă, vă rog să formulați. În seara în care va investi, nu. Nu. Eu, în Palatul Cotroceni, cât mai e Traian Băsescu acolo, fără un motiv care să facă prezența mea absolut necesară, nu mai e. Nici măcar la ceremonii care vizează investirea unui ministru pe care îl susțin și completarea unui guvern pe care îl susțin. Nu este prima oportunitate de vorbim de structurile din spatele Traian Băsescu, care văzând la finanțează și-a face datoria pentru publicitatea pentru mine la obținut profesional. N-am spus. Structurile ar trebui să-și facă datoria, celălalt care sunt ori numai pe ce a spus mai mult. Deci am spus, mai am spus foarte clar că ceea ce le cer eu și cred le cer, păi, până la urmă toți, am spus, perfect. Oamenilor care lucrează în anumite structuri ale satului și am dat exemplu, da? Am vorbit, am dat exemplu, servicii speciale, sistemul judiciar, tot, la procurori, la judecători, n-am afirmat nicio secundă că nu și-ar face datoria, că ar lucra pentru o persoană. Am spus tocmai că ceea ce le cerem, îi încurajăm să facă, este să-și facă datoria în fața legii, ținând cont de lege, și să știe, ceea ce sunt convins că și știu, că lucrează pentru statul român, nu pentru o persoană sau altă. Asta am spus. N-am spus că sunt în spate la lui Traian Băsescu, n-am spus că nu își fac datoria sau că nu fac acest lucru. Am spus că are, după părerea mea, s-ar putea ca
informații, așa cum am vehiculat în decursul timpului, sau a făcut aluzie, că am și spus, despre conținutul unor dosare penale, despre, știu și eu, caracterul științific al unor lucrări, variate. Domnul Băsescu este, într-adevăr, un om care dorește să știe foarte multe lucruri. E un om foarte curios. Și asta e foarte bine, dar păcat că nu a ales ca la cercetări științifice și a ales ca la politici în democrație. Aici are niște probleme. Sau la are. Dacă nu mai sunt întrebări, recomand să nu pierdeți momentul de luni, 25 iunie, ora 19. În domnul Puiu Vașchi va fi investit ministru, fără să-i dea nici o declarație domnului Traian Băsescu. Spunându-i numai bună ziua!